piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic. Burghesul Gentilom de Molière. Traducerea George Tudorescu. În distribuție Alexandru Arșinel, Ion Lucian, Stella Popescu, Sanda Toma, Virgil Ogășanu, Valentin Uritescu, Medea Marinescu, Claudiu Blönz, Anca Sigartău, Petre Lupu, Eugen Cristea, Șerban Celea, Alexandru Bindea. Regie artistică Dan Puican. Fetico. Stăpânul dumitare, domnul Jourdain, s-a sculat. Eu sunt maestru său de muzică. Și eu, dumnealor sunt orchestranții mei. Și eu, eu și maître de danse. Da, zău, îmi pare foarte bine. Poftiți în salon. Domnul trebuie să coboare. Bună ziua. Merci, bonjour. Haideți, băieți, intrați în sala asta. Haideți. Treburile noastre, iubite colega, merg destul de bine, șo? Da! Este o mină de aur pentru noi acest domn Jourdain, cu visurile sale de noblețe și galanterie. Da, știi, colega, maître, aș fi voit numai ca pe lângă avere să aibă și puțin bun gust. Domnilor, coboară domnul Jourdain. Băieți, atenție! Una, două și... Bună dimineața, domnule Jourdain! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ei, domnilor, gata? V-am făcut să așteptați puțin, pentru că... Pat problem, Mari. Astăzi trebuie să mă echipez din cap până în picioare ca o persoană din lumea mare. Nu face nimic! Nu suntem aici decât pentru a aștepta să aveți o clipă liberă. Da. Ce vreau să vă întreb? Ce părere aveți, domnilor, de halatul ăsta făcut din pânză indiană? E foarte frumos. Croitorul meu mi-a spus că aristocrații numai așa umblă echipați dimineața. Da? Vă stă de minune! Da, sigur! Acum să-mi scot puțin halatul? Nu. Bine. Ca să vă arăt micul meu dezabie pentru exercițiile de dimineață. Ei? Cum vă plac chiloții? Și camizola mea? E o potrivire foarte elegantă. Da. Și acum să vedem ce treabă mi-ați făcut. Marchiza Dorimen îmi face onoarea să vină să prânzească aici. M-ați înțeles, marchiza Dorimen? Desigur, domnule Jourdain. O conduce prietenul meu, contele Doran. Muzica Doran. Și baletul sunt gata. Atenție! 1, 2. Zi și noapte lâncezesc, de dorul simt că mor. Frumoșiți ochi ce mă robesc, mă umplu de amor. Stop! Cât e voie să ai cap jarnic, te adorme. Da, băieții dansează frumos. Las că știu. Nu s-ar putea să le veseliți pe aici, pe acolo. Domnule Jourdain, trebuie ca melodia să se potrivească foarte bine cu vorbele. Bine, am învățat de una foarte frumoasă. Acum cât mai vreme. Haide că mă cânt. Ascultați. Te credeam, Janet, și bună și dulce. Te credeam, Janet, mai dulce ca pielul. Dar vai,
Dar vai, tu ești mai feroce ca tigrul de pădure, de mii de ori mai crudă, de mii de ori mai crudă, Jane. Ce zici, îți place? Cel mai frumos cântec din lume. Da, da, și îl cântați minunat. Domnule Jordan, acum să vă arătăm micul nostru divertisment cu păstor. Cu păstor? Iar păstor? Da. Nu vă plac păstorii? Bine, bine, hai să-i auzim. Băieți, atenție! Un, doi și... Îi vreau mă lată că nu mă cunoaște, dar caut pe domnul Jordan. Aici stă? Da, aici stă. Eu sunt maestru de filozofie. Dar pe dumneata, cum te cheamă? Nicol. Stăpânul e ocupat, dar vine imediat. Poftiți pe aici. Mulțumesc. Mă duc să-l chem. Mulțumesc, frumușică jupâneasă. Ho, dar ce mobilier scump aici. Da, fără gust, fără... No. Nu, dar trebuie să fie doldura de bani acest jurdăr. Angard! De ce? Iertați, am fost cu sareșe. Domnule filozof, vă rog, m-am grăbit să vă cunosc. Vă rog, luați loc. Mulțumesc, nu mă deranjează, lăsați că... Poți să vă torn un păhărel? Nu, mulțumesc. Acum, mă rog, dacă... Da. Dar nu vă deranjează, vă rog. Vă rog. E foarte bună. Da. E foarte bun, da. Deci am... pardon, da. Ce ați voi să vă învăț? Cât de multe. Am toate poftele din lume să devin savant. Și sunt furios. De ce? Pe tata și pe mama, că nu m-au dat să studiez toate științele când eram micuț. Nu-i nimic, lăsați. Spuneți-mi, voiți să vă învăț logica? Și ce e logica? Logica? Da. Ea ne învață cele trei operațiuni ale spiritului. Da? Prima este de a concepe bine universul, a doua de a judeca bine prin categorii, da, și a treia de a trage consecințele prin mijlocirea figurilor barbare. Barbare! Logica asta nu-mi priește deloc. Să învățăm altceva care să fie mai frumos, nu barbare. Am înțeles. Da. Deci, poate vreți să învățați fizica. Dar fizica asta ce cântă? Fizica. Da. Fizica ne învață cauzele tuturor meteorilor, curcubeul, cometele, fulgerele, tunetul, trăsnetul, ploaia, zăpada, grindina, vânturile și vârtejul. Da. E prea mare tărămâie, au ce de vârtej acolo. Prea multă zarvă vorbele astea. Îmi permiteți să mai... Da, te rog. Foarte bun. Da. Atunci, domnule Jordan, ce ați voi să vă învăț? Învață-mă ortografia. Bravo. E, pe atunci trebuie să începem printr-o exactă cunoaștere a naturii literelor. Da. Am să vă spun că literele sunt divizate în vocale, da, și vocale, în consonanțe. Consonanțe. Sunt cinci vocale. Sau sunete. Mai bine sunete. Sunete. Da. A. A. E. 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 I. I. O. O. U. U. Ai, perfect. Deja ați început. Da. Da. Ce fericit sunt. Da. Știți, trebuie să vă fac o mărturisire. O, deja ați început. Da. Vă rog. Sunt amorezat de o persoană de nume mare, da, și aș dori să mă ajutați să-i scriu un bilețel pe care aș vrea să-l las să cadă la picioarele ei.
un fluturaș. Da, fără îndoială. Deci vreți să-i scrieți versul? Nu vreau versul. A, nu voiți decât proză? Nu vreau nici proză, nici versul. Nu se poate, trebuie să fie ori una, ori alta, știți? Da? Dar de ce? Pentru motivul, domnule, că omul nu se poate exprima decât ori în proză, ori în versuri. Aha. Tot ceea ce nu e proză, da, ce e? E vers. Sigur că da. Și tot ceea ce nu e vers e? Proză. Perfect. Și când vorbește, ce este? Proză. Proză? Pe legea mea, sunt mai mult de 40 de ani de când fac proză, fără să știu. Mă sunt cel mai obligat om din lume. Nu. Pentru că m-ați învățat asta. Nu. Deci, aș vrea să scriu într-un bilet. Da. Frumoasă marchiză, frumoși dumneavoastră ochi, mă fac să mor de amor. Dar aș vrea ca asta să fie scrisă într-un chip mai subțire. Cum este mai bine? În primul rând, domnule Jordan, vreau să vă spun că sunt emoționat, nu m-am așteptat. Da? Pe-ați spus extraordinar. Frumoasă marchiză, frumoși dumneavoastră ochi, mă fac să mor de amor. Și cu toate astea, eu nu am făcut studii. Nu contează. Mi-a venit? Da. Mi-a venit așa dintr-o dată. Da, brusc. Vă mulțumesc din inimă și vă rog. Nu, vă rog să nu plecați. Să nu vă deranjez. Da, vă rog, mă așteaptă dormitor maestru Croitor. Imediat ce termin, vă chem să mai vorbim despre Nicol. Bilețel. Nicol e pe aici? Ne au trimis pe Nicol. Vă mulțumesc, domnule. Da, perfect. Aici era iubite maestre Croitor. Domnule Jordan, am pus 20 de băieți să coasă la haina dumneavoastră. Da, mi-ai trimis niște ciorapi așa de strâmți că am pătimit toate chinurile iadului. O să se lărgească ei. Da, să lărgească. Domnule Jordan, da. Iată cea mai frumoasă haină de la curte și cea mai bine împodobită. E o capodoperă. Priviți această genială combinație de culori. Uitați, ciorapii roșii cu fireturile și panglicuțele albastre. Așa. Și verzi. Așa. Pe fondul roz, maroniu și violet al hainei și al mantiei. Da. Așa. Scot într-o minunată potrivire de culori florile galbene și penele de struț. Da. Ce înseamnă asta? Mi-ai pus florile jos? Nu mi-ați spus că le doriți sus. Era nevoie să-ți spun? Da, desigur, toate persoanele bine de neam mare le poartă jos. Atunci e foarte bine. Dacă voiți, am să le pun sus. Nu, lăsați-le jos. Dar crezi că jacheta o să-mi vină bine? Ce întrebare! Niciun pictor cu penelul său n-ar putea să vă facă ceva mai reușit. Da? Totul e perfect. Voiți să vă îmbrăcați? Da. Arde nerăbdare. Așteaptă-mă, eu cobor puțin în salon să-mi fac exercițiile de dimineață. Fac exerciții. Da. Pe urmă, vă chem să mă îmbrăcați. Prea bine, domnule Jordan. Da, bine. Gata? Am sosit, domnule. Ne pare bine, domnule Jordan, că ați terminat lecția de filozofie și v-ați întors la noi. Da. Doresc ca baletul să fie frumos? Desigur, domnule Jordan, veți fi foarte mulțumiți de anumite menuete pe care le veți vedea. Menuetele reprezintă dansul meu preferat. Olala. Vreau să mă vedeți dansând. Haide, maestre, lecția de dans. Atenție, domnilor, începeți, băieți, și... Domnul piciorul drept, la, nu mișcați așa umerii, la. Vă sunt brațele moi, nu moi, ta, ridicați capul sus, încercați vă cu piciorul în afară, așa, la. Țineți-vă drept. Încă, la. Nu. De ce v-ați muiat? Nu trebuie să vă muiați, domnule Jordan. Avec delicatesse, avec plus force. Da, era să uit, uite, învăț-mă cum să fac o plecăciune pentru a saluta pe marchiza.
Da, da. Dați-mi, vă rog, mâna să vă arăt. Nu, 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 nu. Fă-o singur că o țin eu minte. Da. Okay. Da. Dacă vreți să o salutați cu mult respect, trebuie să faceți întâi o reverență în apoi. Da. Pe urmă, mergeți către ea cu trei reverențe înainte. Înainte. Și la treia vă plecați până la genunchii ei. Și chiar sub genunchii. Bravo. Mai mult, lăsați lumbago. Domnule Jourdain, a sosit maestrul de arme. Da? Zice că se grăbește. Până să intre să-mi dea lecția, maestrilor. Vreau să mă vedeți cum duelez. Da? Sunteți de acord? O, desigur. Da. Eu mai cinste. Să intre. Poftiți, domnule. Bună ziua, domnule Jourdain. Bună ziua, domnule. Ziua. Da. Domnule Jourdain. Da. Începem lecția imediat. Da. Sunt foarte grăbit. Am un duel la ora 12 fix. Prindeți floreta! Doamne, era gata să mă străpungeți! Atenție! Da! Haideți, domnule, începem cu reverențe! Da! 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 Nu atât de îndepărtate pe picioare! Da! Și atenție, tentile de aceeași linie! Da! Bine! Vârful sepiei, da? Ce cu vârful? În fața umărului. Aha. Atenție, mai sus, este bine. Acum, înaintați, da? Capul drept, da? Privirea sigură. Da. Atingeți-mă cu sabia și loviți. Una, două, stai! Mai ușor. Stai încet. Corpul ferm, înaintați, da? Acum loviți. Una, două, și... Un salt înapoi, en garde, monsieur, en garde! Bravo! Bravo! Domnule Jourdain, faceți minune, aveți un talent remarcabil! Ieșit din comună! Da, găsești? Bineînțeles! Nu, m-ai presnit, domnule Spadassino! V-am mai spus, domnule Jourdain, tot secretul armelor consistă în două lucruri. Să dai și să nu primești. Domnule, atunci poți să omori pe cineva fără să fie omorât? Fără îndoială. Nu ați văzut demonstrația? Da. Domnule, ajunge. Acum mă duc să mă îmbrac. Foarte bine. Am plecat și eu, domnilor. Am un duel la tot specific. Gata. Am sosit să mă îmbrăcat, domnule croitor. Ucenică, îmbrăcați pe domnul Jourdain cu hainele cele noi, așa cum se îmbracă persoanele din lumea mare. Da, pantalonii, domnule Jourdain. Da, vesta dumneavoastră verde. Da, dar nu mă grăbi așa, domnule. Regret, asta e cadența clasică a ceremonialului. Da, vestonul galben și mantia roz. Da. Domnule Jourdain, superbul dumneavoastră veston și mantia de mătase. Oh, mulțumesc. Așa. Domnule Jourdain, pălăria dumneavoastră. Da, poftiți. Vă stă de minune, perfect. Ucenicii mei și cu mine ne-am făcut datoria. Permiteți-ne să ne retragem. Vă permit și vă mulțumesc. Bună ziua. Dar dumneata ce dorește? Domnule gentilom, eu sunt primul ucenic roitor. V-aș ruga, dați ceva pentru băieții care au lucrat costumul. Cum mi-ai spus? Domnule gentilom, iată ceva să zic că să te îmbraci ca oamenii bine. Tinere, ia monedele astea pentru cuvântul. Gentilom. Monseniore, vă suntem obligați. Monseniore! Așteaptă, amici, acest monsenior merită și el ceva. Ține și banii ăștia. Iată ceva de monseniorul. În sănătatea mării voastre. Pe legea mea, dacă merge până la alteță, o să-mi ia toată punga. Ține, iată pentru măria sa. Mulțumim foarte mult mării voastre pentru dărnicia ei. Da, mării voastre. Să trăiți. Monseniorul. Thank you.
Ce aer curat! Și păsărele! Cirip, cirip, cirip! Cirip, cirip, cirip! Uite-o pe Nicol. Nicol! Nicol! Vino aici, vino aici! Da, ce voiți? Vreau să... Ce hal, doamne, ce hal s-a îmbrăcat! Ce ți-e de râs? Cum v-ați pocit, domnule? Cine și asta? Pene de struț? Ce zebzeacă? Te faci joc de mine? Domnule, iertați-mă, dar nu pot să mă țin. Cu ce zici? Dar cine te? Ia uite ce obrăznici e. Dar ta pe Nicola. Domnule, vă cer iertare. Dar sunteți așa de caragios că nu pot să-mi țin râsul. Te rog, vă rog să mă iertați, da. De ce să te iert? Trebuie numai decât să cureți salonul. Ce doriți să fac, domnule? Să încep ticăloasul să-mi pregătești casa pentru oaspeții care trebuie să vină. Alți oaspeți? Da. Oaspeții dumneavoastră care fac atâta dezordine? Era las că nu prea fac. N-ai vrea din pricina ta să nu mai primesc nicio vizită. Nu, dar trebuie cel puțin pe anumite persoane să nu le mai primiți în casă. Uitați că vine doamna. Bărbate, tocmai vreau să spun că... Da. Ce să-mi spui? Dar ce-i cu tine? Ce-i găteala asta pe tine? E cu tine. Tu chiar închep să te faci de râs? Cum să mă fac de râs? Mi-e lasă, numai proastele ar putea să râde de mine. Prostia ta te face de râsul lumii. Prostii? Și să știi că eu una sunt pur și simplu scandalizată de viața pe care o duci. Dar să știți că doamna are dreptate. Nu te băga. Eu nu pot să țin curățenie cu gloata asta de oameni pe care o aduceți în casă. Doamne, dar parcă se duc să caute unde e noroiul mai gros în toate mahalalele Parisului ca să-l care grămadă aici. Ia te uite la servitoarea noastră, Nicol. Parcă n-ar fi țărancă. Nicol spune adevărul. Ce are mai mult bun simț ca dumneata? Da, sunteți niște ignorante și una și alta. Habar n-aveți, doamne, habar n-aveți ce lucruri folositoare mă învață acești oameni care sunt niște maestri. Mai bine te-ai gândit să-ți măriți fica. Ce? I-a venit vremea să-ți măriți fata, asta am spus. Da? O să mărit când s-o prezentă o partidă pentru ea. Deocamdată, altă treabă, vreau să învăț bunele maniere. Ascultă, bărbate, trimite-i la plimbare pe toți domnii ăștia cu toate fleacurile lor. Deci... Ești nebun de legat cu toate aiurelile astea. Și nebunia te-a apucat de când alegi după noblețe. Da, alerg! Alerg după noblețe! Fiindcă sunt deștept. Foarte deștept, într-adevăr. Și ai și foarte multe de câștigat din legăturile tale cu nobilii. Mai ales cu acest frumos domn Conte Doronț. Taci! De care ești învrobodit și jumbulit. Taci, nevastă! Habar n-ai de cine vorbești. Mă tratează ca și cum aș fi egalul său. Dar cred și eu. Cred și eu că te tratează ca și când ai fi egalul său. E binevoitor cu dumneata, te lingușește ca să-și ceară bani cu împrumut. E și pot eu să nu fac măcar atâta pentru un senior care îmi spune... Scumpul meu amic? Scumpul meu amic, așteaptă-tu mult și bine să-ți vezi banii înapoi. Mi-a jurat pe onoarea lui de gentilom că mi-i dă. Uite-i pe domnul Dorant! Intră pe pădurea din grădină! Da, domnule Conte! Domnule Conte, vă așteptam! Ăsta ne mai lipsea. Pot să jur că vine să-și ceară un împrumut. Mă apucă greața când îi văd. Scumpul meu prieten, domnule Jourdan, da. Ce mai faci? Foarte bine, foarte bine, domnule Conte. Oricând la dispoziția dumneavoastră. Iată-o și pe doamna Jourdan. O duce aici. Doamna Jourdan o duce cum poate. Dar ce văd, domnule Jourdan, da. Sunteți cel mai bine îmbrăcat om din lume. Găsiți! Auzi, nevastă? Da, ce să-ți spun? Desigur vă stă admirabil în această haină. Noi nu avem la palat tineri care nu? Să fie mai bine îmbrăcați ca dumneavoastră. Tocmai vorbeam azi dimineață despre dumneavoastră
În camera regelui. În camera re... Auzi, nevastă? Apropo, domnule Jordan. Da, sunt aici. După cum știți, sunt datornic cu dumneavoastră și am venit aici pentru a face împreună socotelile. Sunt omul căruia îi place să-și achite datorile cât mai curând. Da, da, ei, poftim, ți-am spus eu. Asta e, să vedem. Vă amintiți toți banii pe care mi-ați împrumutat? Be, total 15.800 livre. Oh. Da, 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 suma totală e justă. Da. 15.800 de livre, da, da. Adăugați încă 200 de ludovici pe care o să mi-i dați acum. Da. Și asta o să facă exact 18.000 de franci, franci. Da, pe care vi-i plătesc negreșit la întâi ale lunii. E, deșteptule, nu-i așa că am ghicit? Da, știi, Corea. V-ar veni greu să dați acești bani? Prostule, să nu-i dai. Ce vrei să refuzi un conte? Ești un dobitoc. Domnule conte, stai să iau, să faci 40. Da, da, uitați, iată 200 de ludovici. Doamne Dumnezeule! Da, sigur, domnule Jordan, da? Că sunt cu totul la dispoziția dumneavoastră. Merci. Și că arde dorința de a vă face un serviciu la curte. La curte? Da, da, la fel ca și doamne Jordan. Vă suntem prea obligați. Doamna Jordan are ceva mai bun de făcut. Bună ziua! Bine că a plecat. Domnule Jordan, da, într-o oră frumoasă noastră marchiză va veni aici. Da? Am consultat-o în sfârșit asupra cadoului pe care i l-ați trimis. Vorbiți puțin mai încet. Ah, da, 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 aveți dreptate. Da. I-am dat diamantul pe care mi l-ați înmânat să îl dăruiesc din partea dumneavoastră. Abia azi s-a hotărât să primească. L-a primit! Da, 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 așa. Cum l-a găsit? Minunat! Bine, ce fericit sunt! I-am atras atenția, da? Cum se cuvine, și asupra amorului. Amorului dumneavoastră. Ați spus că mă perperesc. Domnule, sunteți de o bunătate care mă copleșește. Domnule Jordan, dar sunteți doar prietenul meu cel mai bun. Mersi. Tocmai vreau să vă spun că ați ales calea cea mai bună ca să ajungeți la inima Martinei. Dar în curând vă veți bucura în voie de plăcerea de a o vedea. Cred că ascultă cineva convorbirea noastră. Domnule Doran, haideți să plecăm în oraș. Aici nu se poate discuta. Nicol, da. Tu știi dragostea lui Cleon pentru Lucille. E un om care îmi place. Vreau să-l ajut să o ia pe Lucille de nevastă. Of, doamnă, doamnă, sunt foarte mulțumită că v-ați hotărât să-l ajutați. Căci dacă dumneavoastră vă place stăpânul, mie îmi place valetul. Hey. Și aș dori ca nunta noastră să se poată face la umbra nunților. Îți promit, Nicol. Hai, du-te și caută-l și adu-l aici. Da, alerg, alerg. Lucille, da, vine, doamnă, vorbiți. Vorbiți-te cu mama ta. Bună ziua. Bună ziua, doamnă Jordan. Mama, te așteptam. Sunt încântată că te văd, Cleont. Soțul meu vine chiar acum încoace. Nu pierde ocazia, cere-o imediat de nevastă pe Lucille. Doamnă, ce dulce e această vorbă. Puteam oare primi o poruncă mai încântătoare? Uite-l pe domnul Cleont. Domnule Jordan? Dar cu ce ocază prin grădina noastră, domnule? Domnule Jordan, n-am vrut să apelez la nimeni pentru a vă face o cerere la care mă gândesc de multă vreme. Și, fără alt înconjur, vă voi spune că onoarea de a fi ginerele dumneavoastră este o încredere neprețuită pe care vă rog să mi-o acordați. E, bine, bine. Dar, uite, înainte de a vă da răspunsul, vă rog, domnule, să-mi spuneți dacă sunteți gentil om. Domnule, eu sunt născut din părinți care au avut o slujbă onorabilă. Și am suficientă avere. Dar cu toate acestea nu mă pot folosi de un titlu care nu mi-aparține. Așa că vă spun cinstit, nu sunt gentilom.
Nu ești gentilom. Nu, domnule. Nu e gentilomale. Fica mea nu e pentru dumneavoastră, da, domnule. Nu sunteți gentilom, nu o veți avea pe fica mea. Da. Ce tot spui acolo, bărbate? Ce te-ai apucat cu gentilomia asta ta? Tatăl dumitale era un simplu negustor, ca și tatăl meu. Da, bine, bine, bine. Dar tot ce am de zis e că vreau să am un genere gentilom. Ascultă-mă, fetei dumitalei trebuie un bărbat care să-i placă, da, să o iubească. Da. Un om de treabă și muncitor, nu un gentilom calic și slut. Am avere destulă pentru fata mea. N-am nevoie decât de onoruri și vreau să o fac. Ce vrei să o fac? Vreau să o fac marchiză. Marchiză? Ce? Da, marchiză, un lucru pe care l-am hotărât. Și la care eu n-am să consim niciodată. Nici eu. Bagă de seamă înrudirile cu nobilii, ți-aduc numai necazuri. Gata! Fata mea va fi marchiză în ciuda întregii luni. Și dacă asta te înfure, am să o fac ducesă! A, da, ducesă! Bărbate! Ducesă, bărbate, bună, bună, iară! Ce om! Ce ne face, mamă? Deocamdată nimic, fetița mea. Diseară vom vorbi din nou cu el. Și îi vei spune răspicat tatălui tău că dacă nu ți-l dă de bărbat pe Cleont, nu te mai măriți cu nimeni. Vă să mulțumesc. Vedem ce fac. Vă mulțumesc, doamnă. Cleont? Da. La revedere. Cu bine, draga mea. Cu bine. Domnule Cleont, ați nimerit-o bine cu corectitudinea dumneavoastră. De ce să-i faci? Așa e firea mea. Știu. Să-mi schimbe întâmplarea de adineau. Da, vă pierdeți vremea luând în serios un om ca ăsta. Da. Noastră nu vedeți că e nebun? Ai dreptate, Coviel, dar nu credeam că trebuie să dau probe de noblețe pentru a fi ginerele domnului Jourdain. Domnule Cleont, mi-a venit o idee. Și nu se plictisește singură? Nu, 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 nu. Spune. Am să-i joc o farsă domnului Jourdain și am să vă fac să o dobândiți pe domnișoara. Cum? I-ați văzut pe măscăricii aia care vin la el în fiecare dimineață? Da, da. Ei bine, cu ei vom juca o farsă caragiosului nostru. O farsă? Și sunt sigur, da, sunt sigur că vom izbuti. Și știți de ce? Pentru că cu el noi putem îndrăzni absolut orice. Da, dar... Se încrede ușor în toate bazaconiile pe care îi le spui. Da, dar... Așa că, domnule Cleont, lăsați-mă să lucrez. Bine, știți bine că mă descurc întotdeauna. O să fie un haz. Ai, nici nu vreau să mă gândesc. Uitați ce o să facem. Ce o să facem? Eu am să mă îmbrac turcește. Aha. Dumneavoastră veți fi chipurile fiul sultanului. O să vin la domnul Jourdain. Dar vorbesc turcește. Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate. În sfârșit, singur. Masa e pregătită. Bucătare și la chei felchezuiți. Clipa cea mare se apropie. Marchiza Dorimen trebuie să sosească la mine dintr-o clipă în alta, condusă de amicul meu contele Dorant. Vai, bine că am reușit să expediez femeile astea furisite. Domnule Jourdain. Da. A sosit domnul conte Dorant împreună cu o doamnă. Să intre! Poftiți, vă rog, domnule conte. Domnul Jourdain vine numai decât. Nu, poftiți. Nu știu, Dorant. Mi se pare ciudat că m-am lăsat adusă de dumneata într-o casă în care nu cunosc pe nimeni. Dar ce loc ați fi dorit, doamnă, să aleagă amorul meu spre a vă desfăta când ați refuzat de atâtea ori și casa mea și casa dumneavoastră? Bine, trebuie să recunosc, iubite conte, că ai o plăcută încăpățânare care mă silește să fac tot ceea ce vrei. Cred că până la urmă o să mă faci să ajung și la căsătorie. Ah, da, sunteți văduvă și nu depindeți decât de dumneavoastră. Eu sunt stăpân pe mine și vă iubesc mai mult decât viața mea. Totuși, cheltuielile pe care văd că le faci pentru mine mă neliniștesc. Doamne. Diamantul pe care m-ai silit să-l iau de la dumneata. Oh. Domnule, are un preț. Iată, stăpânul casei. Da. Da. Dați-mi voie să vă salut cu trei reverențe. Una, două,
Doamne, domnul Jourdain cunoaște înaltele maniere. Da, doamnă, este pentru mine o glorie foarte mare de a-mi acorda onoarea, de a mă onora cu favoarea prezenței dumneavoastră. Destul, destul, domnule Jourdain, doamne, doamne, nu-i plac complimentele prea mari. Ăsta e un burghez destul de ridicol. Se vede, se vede. Da. Doamnă, da? Iată-l pe cel mai bun prieten al meu. Îl prețuiesc foarte mult. Dar ce lucruri scumpe aveți în acest salon. Domnule Jourdain, luați seama să nu-i vorbiți nimic de diamantul pe care i l-ați dat prin mine. Dar n-aș putea măcar să o întreb cum îl găsește. Da, i-a plăcut. Nu, nu, feriți-vă de așa ceva. Cu mare greutate am făcut-o să vină până aici și să-l privească. Ah, da, da, sunt în culmea fericirii. Domnul Jourdain spune, da, doamnă, da, că vă găsește cea mai frumoasă persoană din lume. Da, 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 da. Oh, mă măgulește. Doamnă, doamnă, dumneavoastră mă măguliți pe mine. Domnule Jourdain, să ne gândim puțin și la masă. Oh, da, ai dreptate. Da, vom trece în sufragerie. Să înceapă marșul! Doamnă contesă, da, domnule conte, bucatele vă așteaptă! Doron! Iată o masă într-adevăr magnifică! Vă bate joc de mine, doamnă! Aș fi vrut-o și mai demnă de dumneavoastră! Aș fi vrut-o... Eu nu vă dau decât un singur răspuns. Să ciocnim o cupă de șampanie, iată, în cinstea dumneavoastră. În cinstea? Vai, ce mâini frumoase aveți. Mulțumesc, dar mâinile nu sunt chiar așa de frumoase. Însă puteți vorbi de acest diamant, domnule, care e foarte frumos. Da. L-am primit chiar azi. Da. Ah, mă simt aici nespus de răsfățată. Doront, totul e foarte frumos. Evident. Domnul Jourdain e un om care mă încântă. Vă mulțumesc, da. Vă mulțumesc, dacă aș putea să vă încânt inima. Oh, 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 oh. Așadar chef în toată regula. Aoleu, nevastă. Cine? Văd bine că nu eram așteptată. Pentru treaba asta, bărbate, m-ai trimis să prânzesc la soră ta. Vă să zic așa, îți cheltuiești dumneata averea. Chefuiești cu cucoanele în lipsa mea. Dar ce vreți să spuneți, doamnă Jourdain? Cum vă puteți imagina că soțul dumneavoastră își cheltuiește averea și că dă acest ospăț? Aflați că eu plătesc masa. Lăsați, domnule conte, știu eu ce știu. Da, doamnă... Și e foarte urât din partea dumneavoastră, care sunteți un domn mare, că vă potriviți mintelilor bărbatului meu. Nu vorbim, iar pentru o cucoană ca dumneata, doamnă, nu e nici frumos, nici cinstit să băgați discordie într-o căsnicie. De ce înseamnă toate astea? Dorant! Ți-ai bătut joc de mine? Eu, dar... Ți-ai bătut joc de mine expunându-mă proastelor închipuiri ale acestei nebune? Da, nici da, nu da, vreau da, să vă da, mai văd! Da, doamnă, vă rog, unde alergați? Domnule conte, cereți scuze și căutați să o aduceți înapoi. Ah, nevastă, m-ai făcut de rușine în fața lumii întregi și ai gonit din casa mea persoane! De neam mare! De ce să-ți spun, nu mai pot eu de neamul lor mare. Domnule Jourdain, da, a venit un bărbat cu un fes în cap, vezi, îmbrăcat turcește. Zice că vrea să vă vadă. Mai lasă-mă, dracului, cu fesul ăsta. Cu ce fes pe cap? Zice că... Mă rog să poftească de la aici. Poftiți, oh, ce domnule... Făcut. Ce-ar mai vrea și ăștia? Domnule, nu știu dacă am onoarea să fiu cunoscut de către dumneavoastră. Pentru că eu vă cunosc de când erați de-o șchioapă. Pe mine? Da, erați cel mai frumos copil din lume. Eu? Da, și știți,
Mi-aduc aminte cum toate cucoanele vă luau în brațe ca să vă sărute. Hai, nu sună. Știți, eu eram foarte bun prieten cu răposatul, cu tatăl dumneavoastră. Cu răposatul tata? Da. L-ați cunoscut pe tata? Ha, ce om! Mă rog, dacă l-ați cunoscut pe tata, atunci luați loc. Da, vă mulțumesc. Da, spuneți-mi, ce vă aduce pe la mine? Știți, interesul pe care vi-l port face să vin aici ca să vă aduc cea mai frumoasă veste din lume. Oare? Da, fiul sultanului este aici în Paris și, n-o să vă vină să credeți, s-a îndrăgostit de fiica dumneavoastră. Și vrea să vă fie ginere. Ginere? Fiul sultanului ginerele meu? Exact, exact. M-am dus să-l văd și cum eu înțeleg bine limba lui, fiindcă, nu știu dacă v-am spus, eu sunt pe jumătate turc. După câteva cuvinte mi-a spus... Acciam croxul la rugă la Mustav Ghidelu Mamanehem, varahine uzere caribulat. 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 Adică n-ai văzut o fată mai frumoasă ca fiica domnului Jourdain, gentilom parizian. Fiul sultanului a zis așa de mine, așa, caribula? Exact așa e. Și atunci eu spunându-i Alep Aluar Hambam Halaman, i-am spus că vă cunosc foarte bine și că am văzut-o, adică, pe fiica dumneavoastră. El mi-a spus Marababa Sahem, adică, ah, ce îndrăgostit sunt de ea. Marababa. Marababa Sahem. Marababa Sahem înseamnă, ah, ce îndrăgostit sunt de ea. Pe legea mea, e o limbă minunată turcească asta. Mai minunată decât s-ar putea crede. Iar eu, pentru a-mi termina misiunea, trebuie să vă spun că el, fiul sultanului, o cere în căsătorie pe fiica dumneavoastră. Și să vă mai spun un lucru, pentru a avea un sucru care să fie cu adevărat demn, vrea să vă facă... Ce? Atenție! Mama Mușii! Mama Mușii! Asta este o mare demnitate în țara lui. Mama Mușii! Exact! Mama Mușii! Adică asta ar veni în limba noastră Paladin. 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 Exact. Nu există ceva mai nobil în lume ca ăsta. Știți, odată ce veți fi paladin, veți fi egal cu cei mai mari prinți de pe pământ. Vai de mine, vai de mine. Fiul sultanului mă onorează foarte mult. Dar e normal. Vă rog să mă duceți la el ca să-i prezint mulțumirile mele. Dar nu e nevoie. Nu e nevoie. Pentru că o să vină el însuși aici. Iată-l. Sosește fiul sultanului cu suita. Dați-mi voie să mă duc să-l întâmpin și să-l aduc aici. Du-te. Să mă legă dama de asem. Halemana, domnule Jourdain, iată-l pe fiul sultanului. Sunt sclavul dumneavoastră prea plecat. Ambu Sahim Moshiboraf Jourdina. Ce zice? Salam aleikum. Spun imediat, vă spun, adică domnule Jourdain, domnule Jourdain Jourdina. Ați înțeles, da? Să-ți fie inima în floare ca un trandafir tot anul. Așa se exprimă oamenii din țările astea. Vai ce limbă! Da. Vai ce să fiu trandafir tot anul. Sunt sluga plecată alteții sale turce. Aha. Mă onorează foarte mult să urez și eu tot felul de prosperități. Am înțeles.
O, sa, bine mensa de abă, bălă, ora ca furam. Belmen. Ce a zis? Zice să mergeți repede cu el pentru a vă pregăti de ceremonie, da. Fiindcă după asta vrea să o vadă pe fată și să facă imediat căsătoria. Și unde să mergem? O să mergem în fundul grădinii. Acolo a hotărât să se facă învestirea căsătoriei. Bine! E bine? Bine! Bine, să mergem! Nicol, da, doamnă. Am auzit niște zgomote ciudate în fundul grădinii. Ce e? Nu știu, eu am stat tot timpul cu domnișoara. Dar unde o fi bărbatul meu? Uite-l, vine din grădină. Doamne, Dumnezeule, da, asta ce mai e? Ras în cap și cu fes? Spune-mi, dragă, ce s-a întâmplat? Cine te-a pocit în halul ăsta? Cum îndrăznești? Cum îndrăznești să vorbești astfel unui mamamuși? Ce vrei să spui cu mamamuși ăsta al tău? Sunt un mamamuși! Ce mai fi și asta, dragă? Pe limba noastră, da, mamamuși înseamnă paladin. Balerin, doamnă, balerin. Domnul vrea să intre în balet. Taci, ignorantă. Am spus paladin. Vai de mine, mi-a nebunit bărbatul. Taci! Și respectă pe domnul mamamuși. Ce-mi pierd eu vremea cu voi când am atâta treabă? Doamne, Dumnezeule, Nicol, bărbatul meu chiar și-a pierdut mințile. Lucy! Da, tată! Mai, tată, cum te-ai gândit? Da, vino, fata mea, apropie-te. Vino să dai mâna acestui mare senior care îți face cinstea să te ceară de nevastă. Da, ce vrei să juri vreo comedie? Nu e comedie, e o afacere foarte serioasă și cea mai înaltă cinstire pe care ți-o puteai dori. Iată soțul pe care ți-l dau. Mie, tată? Da, ție. Haide, ia mâna și mulțumește cerului pentru norocul tău. Da, nu vreau să mă mărit. Vreau eu care sunt tatăl tău. Nu, tată, ți-am spus. Da. Nu, nu e nicio putere pe lume care să mă facă să iau alt bărbat decât pe Cleont. Și aș primi să sufăr orice decât să... Cleont. Da, eu sunt. E adevărat că ești tatăl meu și îți datorez întreaga mea ascultare. Poți dispune de mine cum vrei. Doamne, fiica mea, sunt încântat să te văd revenind așa de repede la îndatoririle tale de fecioară. Da. Mă bucur că am o fată supusă. Da. Repede. Doamne, e pericol mare. Păi, da. Mine, cum, bărbate, ce înseamnă asta? Vrei să-ți măriți fata cu o paiață? Mama. Nevastă, bagă-ți mințile în cap. Bărbate, bagă-ți tu mințile în cap. Mergi din nebunie în nebunie. Vreau să o mări pe fata noastră cu fiul sultanului. Cu fiul sultanului? Da! Iată-l! Prezintă-i salutările tale prin acest interpret. Nu am nevoie de niciun interpret. Halemenen. Îi spun pe limba mea că nu-i dau fata. Bravo, doamnă! Foarte bine! Nu vrei să întoarci odată? A furisit-o! Lucille, vină în simțiri, dragă. Tu cum simți să te măriți cu un turc? Prea multă trâncăneală. L-ai uitat pe Cleont, Lucille? Prea multă trâncăneală. Îți spun căsătoria asta se va face. Eu spun că nu se va face. Mama! Lucille, ești o secătură. Doamnă, doar o vorbă, vă rog să mă ascultați. Nu vreau să ascult nimic. Vai de mine, ce femeie încăpățânată. Ei, da, sunt încăpățânată. Ce o să mor dacă l-asculți? Vă implor, doamnă, ascultați-mă.
și pe urmă, pe urmă o să faceți ce vreți. Hai, spune ce vrei. Dumneavoastră n-ați observat că totul e o farsă? Noi nu facem altceva decât să ne potrivim închipuirilor soțului dumneavoastră. Pentru că fiul sultanului este chiar domnul Cleont. Iar eu... Eu, Coviel, sunt interpretul. Făceți-vă că nu știți nimic, asta e. Gata. Da. Uite ce-i, bărbate. Zi-i odată. De data asta îți fac și eu pe plac. Consimt la căsătorie. Bravo, nevastă. Îmi pare bine că vei consimți la căsătoria fiicei noastre cu fiul sultanului. Cu fiul sultanului. Mai ales acum... Când sunt mamamuși. Mamamuși, să fie chemat notarul. Da, da, să vină notarul. Dar repede, repede, repede. Îl cheamă mamamuși Jordan. Să vină, să ne distrăm. Ați ascultat Burghezul Gentilom de Molière. Traducerea George Todorescu. Adaptarea radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: domnul Jourdain, Alexandru Arșinel; doamna Jourdain, Sanda Toma; Lucile, Medea Marinescu; Nicole, Anca Sigartău; Cleon, Șerban Celea; Covil, Eugen Cristea; Contele Doran, Ion Lucian; Contesa Dorime, Stella Popescu; Maestru de filozofie, Virgil Ogășanu; Maestru de muzică, Alexandru Bindea; Maestru de dans, Claudiu Blonz; Maestru de arme, Petre Lupu; Maestru croitor, Valentin Uritescu; ucenicul, Gheorghe Pufulete; majordonul, Sorin Gheorghiu; redactor, Domnica Țundrea; regia de montaj, Dana Lupu; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, Mihnea Chelaru; producător, Vasile Manta; regia artistică, Dan Puican. Producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2007. Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.